început. La mulți ani! La mulți ani, la mulți Vreau ani. Să spun un banc. Hai, zi bancul. Ți-l spun după. Nu, zi bine ai venit pe la noi, lăsați bancurile pentru că avem treabă. Vreau să fie magie. L-am aici promis este celor averea. Începuse să-mi zic o chestie foarte drăguță. Știi că voi, magicienii, aveți ce? O geantă magică, nu? Da. În care se află foarte multe lucruri. Da. Păi să știm ce să vedem. Hai să vedem. Uite, o deschidem ca de fiecare dată, așa, încet, încet, încet. Și uite, am nevoie astăzi. Sunt foarte multe lucruri, am nevoie de o foaie. Vreau să mă implici în toate jocurile tale astăzi. Da, păi uite, ține foaia asta, ține markerul ăsta. Și facem un fel următor. Vreau să fiu personajul principal astăzi. Nu, mă supărați dacă începem cu noi. Nu, ok, bine. Facem așa, fii atent, am aici un pachet de cărți. Și am să te rog frumos să iei o bucată, cât vrei tu. Cât vrei tu din el. Așa, și să-mi o pui mie aici la mine. Stai, nu, suflă mai întâi. Încet. Nu, stai, Sergiu. Așa, bun, tu ești prima, da? Deci eu... Vai, concentrează-te. Așa. Corazombre que era sonante que era morotón. Deci e o bucată. Que era saraca churrombra caraite, resere da un drocor amarete. Băi, nu te țigănește, mă. Saraca. Și acum iau o bucată de cărți și pune-mi mie aici în mână. Câte vrei tu. Bun. Eu acum pot să spun câte cărți sunt aici. Dar îți voi spune în felul următor. Uite, le pun aici. Da, serios. Și facem în felul următor. Trebuie să fac un algoritm. Fii atentă. Cât fac radical din 243,5 totul la puterea 6? Eu știu. Zi, repede. 81. Nu, egal 14 plus. 14 plus. Plus 3,14 pi. Pi plus 24 așa, plus 6 tot împărțit la 12. Și egal 25. Nu e 25. Ba da, 25. Hai să vedem dacă sunt 25. Nu e 24,9 în perioadă. S-ar putea. Hai să vedem. Deci fii atentă. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 2, 3, 4, 5 de cărți sunt aici. Fii atent, stai. Te duce foarte bine capul, dar stai că vreau să facem altceva. Că algoritmul e super simplu, adică poate da, să normal, orice. Radical din 243,14 totul la puterea 6 poate să spună oricine cât e, nu? Că e foarte simplu. Ia, deci taie tu de data asta. Hai, taie tu. Hai, ești pregătit? Foarte pregătit. Pac! Deci tu ai tăiat. Aici. Da. Nu pot să spun câte cărți sunt. Nu pot, că nu mai vreau să fac algoritm. În schimb, dacă mă concentrez și mă uit în ochii tăi și mă pierd în ochii tăi, cred că aici frumoasă, sunt... Filmează ochii, te rog frumos, vreau să se piardă toți telespectatorii în ochii ei. Eu mă pierd în ochii tăi și îți spun că sunt nici mai mult, nici mai puțin decât 16 cărți. Nu, cum să fie 16 aici, mă, e logic. Sunt mai mult de 16, nu e așa? Normal, mai stau cu ochii așa? Nu sunt 16, sunt 16 cărți de culoare roșie. Și vreau să vedem treaba asta. Hai să vedem cum du-te, se vede. Bădești. Deci, nu cred. 1, stai, 2, stai, dă-mi la mie. Hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred că am greșit, stai. Așa. Vine 8, țineți-vă, vine 9, pac, 10, 11, hai, dragă, dă. Hai, stai. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aha, crezi că te spectatorii n-au văzut tot ce trebuie. Sunt exact 16 cărți de culoare roșie, corect? Mi-a strigat numărul, sunt 16 și telespectatorii au văzut pentru că ei văd exact ceea ce trebuie. Stai că mai am ceva pentru voi, uite, închid pachetul de cărți. Și mai am ceva pentru Roxana acum, mă, că o să fac acolo deoparte. Nu, o să fac și pentru tine, dar pentru tine pot să fac mai mult de atât. În schimb, vreau să fac pentru Roxana acum. Bine. Roxana, vreau să spui stop în momentul... Stai. Vreau să spui stop în momentul în care vrei tu. Stop. Perfect. Deci am rupt în două pachetul de cărți. Ia cartea asta. Stai. O arăți ușor. Vrei să o vadă toți telespectatorii. Da. Eu nu. Scoate-o. Păi, nu, arată. Întoarce-te. Gata. Stau pe canapeaua voastră. Pot? Ai văzut? Bun. Bine. Pune aici, cu fața în jos, să nu o văd. Uite, uite. Până acolo, nu pun. Așa. Închidem pachetul în geamantan. Și acum facem următorul lucru. Dacă cauți aici, s-ar putea să găsești. Stai, e rândul ei, ce te bagi tu? Mulțumesc. Bine, e un sac gol. Putem să arătăm acest lucru. Uite, desfacem fermoarul, vedem că este un sac gol. Da. Așa. Dar cred că poți să faci, cred că pot să fac eu ceva, de fapt, să apară acolo cartea aia și să o vadă toată lumea, să o vadă aici. Ia să vedem. Suflu? Scoate-o, te rog frumos. Așa. Așa. Deci ai suflat, da? Da. Bun. Scoate, te rog frumos, de acolo. Ce ai găsit? Ia, desfă. Ce e asta? E hârtia mea. E hârtia lui, da.
ce a scris eu mai devreme. Chiar credeai că pot să fac asta fără să spui un cuvânt magic? Deci, Roxana, nu pot să cred. Te rog frumos, concentrat-o. Deci, spune un cuvânt magic. Care e cuvântul care îți îndeplinește ție toate dorințele? Abracadabra. Soare. Focus. Cuvântul magic este mulțumesc. Focus. Nu, cred că dacă spui te rog frumos... Te rog frumos. Păi, sunt mai multe cuvinte acolo. Stai, și cu plăcere. Cu plăcere. Cere, când ai suflat. Suflă, ia, băgă, să vedem dacă ai găsit un acolo. Și mai tare. Hai, mă, ce e acolo? Un dinozaur? Asta era cartea? Da! Asta era cartea pe care asta. Nu știu cum am făcut asta, dar pot să fac mai mult de atât, asta e important. Bun, lăsăm jamanta. Dar de unde ai ce carte a scos ea din pachetul de cărți? Știi, când eram mic, mi se spunea băiețelul care știe tot. Zici? Da, așa îi spuneam de maica mea. Este mama băiețelului care știe tot. Și acum, na, știam foarte multe lucruri, pentru că căutam să știu foarte multe lucruri și asta mi-am propus și pentru 2018. Ce gândesc eu acum, știi? Da, gândești acum că sunt cel mai tare magician din lume. Nu, ce ți-ai dori? Ce gândesc? Gândești acum că... Mai vreau un număr. Un număr de magie? Mai vrem un număr de magie. Nu o să vă mai spun. Nu o să vă mai arăt, în schimb, pentru că vreau să mă mai chemați și data următoare. A, pleci, gata? Nu vreau să plec. Vreau să vă spun că mă bucur foarte tare că mă chemați de fiecare dată. Și lasă asta, că mai avem și alți magicieni pe care îi chemăm. Da, am văzut asta, dar am foarte mulți prieteni care, datorită vouă, se uită... Ești preferatul nostru. Am foarte mulți prieteni de-ai voștri care s-au mutat și pe pagina mea de Facebook, pe Theo Magic Show. Adică, dar vrei să faci reclamă cum ar veni aici. Da, într-un fel, n-ai nu? Voie. Păi asta n-ai am decis. N-am voie să-mi fac reclamă. Deci nu intrați pe Theo Magic Show. Dați-mi bloc acolo mea de Facebook, pe... Dați-mi bloc de fiecare dată când vedeți pe Facebook. Hai să mai facem un număr. Nu să mai un număr astăzi, pentru că astea două au fost pregătite pentru voi. Dar, în schimb, vreau să vă spun că mă bucur foarte tare că anul trecut a fost un an plin de spectacole, de foarte multe evenimente frumoase și îmi doresc să mai vin la voi. Nu știu, ne mai gândim. Și o să mai am niște surprize pentru voi aici închise. Dar nu știu, ne mai gândim. Sunt ținute ascunse ca data viitoare să am ceva nou pregătit, extraordinar. Uite, tu știi să faci magie, dar nu știi să citești în stele, nu știi cum stăm cu astrele chiar. Ce zodie ești tu? Taur. Ba da, știu. Știi ce, știi ce a spus? Am auzit astrele, că taurii, voi sunteți tauri? Tauri ai ce? Poți să consideri și așa. Au spus că taurii sunt gemeni? Gemeni. Gemeni? Ce ești? Gemeni. Eu sunt horoscopul. Și taurii am înțeles ca unul.